Nu e un monopol, cel puțin la număr nu e un monopol. Sunt câteva fete directori de creație, uite, Leo Burnett are Carmen Tiderle, director de creație acolo, Emma Prisca e la, acum e la Grey, a fost la Graffiti, este și președintă la Art Directors Club, la Clubul Directorilor de Creație de România, mai e Alina Gavrilă, nu aș zice că e un monopol, dar au fost mai vizibili bărbații, cred. Nu aș ști să zic de ce. Cred că bărbații au, eu așa cred, că au plaja mai largă, știi, la ce se pot raporta femeile, probabil că lucrează mult mai empatie și empatizează probabil cu segmente mai înguste de piață. Așa îmi imaginez eu, dar nu e vreo explicație bazată pe ceva științific.